Mi s-a făcut foame și am luat o pauză. Ia uitați-vă, ne-am întins aici. Aici e loc special pentru relaxare, pentru luat masa și acum mâncăm un pic, pe urmă intrăm în hala 2 și 3. Mai filmăm de acolo. Aici e loc de joacă pentru copii. Acolo sunt mașinuțe, partea cealaltă. Aici, dacă vrei să te urci acolo sus, să te arunce cu barca până aici pe lacul ăsta, bineînțeles, trebuie să plătești. Ok, hai că ne vedem în hala 2. Ia uitați-vă aici, un motor de avion, o turbină, nu știu cum se numesc ăștia, aparna. Aici alt. Nu știu cât îți de vechi ăștia, cum or fi acum, dacă înainte erau așa. Acum mulți ani erau așa. Acum ce tehnologie o fi. Aici este altul. Acum intrăm în sala 2, 3. Aici am intrat în hala 2, am uitat să pornez microfon. Deci aici tot felul de mașini de Formula 1. Și ăsta o fi vreun motor de Formula 1. Vechi. Distribuția pe curea, comandul distribuției pe curele, vedeți? 4 cilindri în linie pe benzină.
frumos, aici alte mașini de Formula 1. Nu știu cât sunt de vechi ăștia. Unde-i mami? De avion, sigur. Niște turbine de avion. Nici nu-s complicate, așa? Foarte ușoară. Fraților,
dacă aveți ocazia să veniți aici la muzeul ăsta, nu ratați ocazia, că nu pierdeți. Vă spun că nu o să vă pară rău. Foarte multe chestii de văzut aici. Să vii de dimineață, să ai timp toată ziua să te uiți. Aici deja și-s mașini de mafioți. Și așa sunt primele tipuri de mașini care au apărut. Iarăși o locomotivă, dar și o ancoră. Un Mercedes roz cu roată de rezervă, două roți de rezervă. Înseamnă că pe vremea aia se spărgeau roțele rapid, se făceau pană. Este un motor de vapor, de ceva, am pus în imagine.
Câți cilindri are, mă, nici nu mai obosesc să-i număr. Da, cum v-am spus, vedeți? Ăsta e motorul la o navă veche, veche. Asta ce? Jaguar?
să vedem. Mercedes. Opel. Ce locomotive! Asta e una din primele BMW-uri. Da, uitați, e BMW-ul șmecher. Mergem un pic în avioane deasupra. Tati! Ce-i tati? Hai! Mama! Hai, mama, hai! Hai să mergem la avion, hai să vedem. Ce-i în avion acolo? Ia uitați-vă, aici este și, cum se numește, telecabina.
le cabine. Hi, oh. Es tu madam. Hi, Tati. Hi. Hai, tata. Hai că nu se întâmplă nimic afuia. Hai să mergem până în față la pilot. Dar nu se mișcă. Ce? Ce se pare ție? Hai, tati. Tati! Ce puiu? Ține-te acolo, ai grijă. Na, hai acum. Hai. Hai, tata, hai. Ce? Da, uite, aici stau. Hai, până la pilot. Hai, de ce? Unde? Toaleta. Nu se poate intra. Ha? Nu se poate intra acolo. Hai, Maria, hai. Hai să vedem ce e aici. Hai în față. Aici e ușa, ieșirea de urgență. Eu vreau să mă duc, te rog. Stai, mă, ta. Hai, Maria. Hai, gata, gata, hai înapoi, hai. Du-te înapoi. Ce? 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 Dar nu, mamă, să ne uităm de ce motorul ăsta se deschide ușa. Bă, frate, ia uite ce e aici. Nici nu-i complicat aici. Nici n-au multe ceasuri. Și aparate. Mama. Aici alt avion. Interiorul. Să vedem un avionel mai micuț. Hai, tati, fii aici, fii aici. Ok, așteaptă afară, tati. Un avionel mai micuț. Doi piloți. Obvio. Și asta o grămadă de aparate. Și de ceasuri. Asta era mai
prăpădit. Cred că era de masă. Aici. Joacă un pic. Se joacă un pic cu mașinuțele. Fetița e tot timpul frică. Și pe urmă o să mergem acasă. Aici suntem în curte. Aici iară este un dragon, un dinozaur, tot felul de mașinării. Să vorbim după ce plecăm. Soția și băiețelul vor merge la Flomark. Acolo în interior e Flomark. Și eu am rămas în parc un pic cu fetița să se distreze. Pe urmă o să plecăm. Pe urmă o să plecăm. Aici avem vehiculul nostru, șmecher. Ok, hai că vorbim în mașină. Mi se gata bateria. Gata, că... Stai că spune Nicușor, tati. Nicușor, pune desene. Nu, măi, fraților, gata. Am umblat până ne-am obosit. Acum ne întoarcem acasă. Deja se face seară, iar începe să plouă. Și ne întoarcem acasă. Până data viitoare v-am salutat. Și știți povestea, fiți deștepți cât de proști, zace țara. Ciao, ciao.